Să înceapă noaptea muzeelor. În această incintă, în acest părculeț, foarte aproape de casă, sunt trei muzee. Începem cu muzeul ceasurilor, orologeriei. Da, cel mai renumit de aici. Și vom continua cu muzeul de artă, care e în dreapta, și muzeul de istorie, care este sus. Așa arată un ceas dintr-un turn. Este ora... Ce este ora? Pe aici. Se înturc, ăla rămâne fix. Restul se învârt. Planetele se învârt în jurul. Acest pendul arată ora, minutul, ziua și fazele lunii. Și așa arată mecanismul din spate. Super complicat. Testăm timpul de reacție. Un atlet face asta în 120 de milimi de secundă. Să vedem în cât timp apasă Adelina când vede luminița roșie. Oh, a fost din prima! De 3 ori mai slab decât un atlet. Mai încercăm o dată. Vine, îl simt. A fost mai bine. Ce grăge este aici? Tu faci grăge? Oh. Eu eram. Așa se poartă masca la noi în oraș. Trebuie să porți masca și pe ochi. Uite și frumos ce se întâmplă. Da, puteam să ne înscriem. Și... La o vizită ghidată cu ochii închiși. Da, este o vizită ghidată cu ochii închiși. Se spune că ascultarea timpului, ceva de genul ăsta se numește. Și nenea ăla le explică. Mergi, da? Mhm. Aici, dacă poți. Cum e temperatura? 24, zice, trebuie să ține apusa mai mult. Dacă apăs aici, 954 de metri altitudine. Dacă apăs aici, este busolul și arată nordul. Aceasta este o clepsidră egipteană. Cu apă. Faci pipi pe acolo. Iar pe aici sunt desenate lunile de fapt sus.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Asta este... seamănă cu ceasul ăla din frumoasa și bec. Acest observator astronomic testa calitatea ceaselor produse în zona asta din Neuchâtel. Ei, că asta mea? Da. Mă rog, ați înțeles ideea. Ce părere aveți despre Muzeul Ceasuri Nicăriei? Avem impresia că va fi ceva foarte ușor. Două pendule, o clepsidră și după aia ceasul. Dar ne-a depășit cu totul subiectul. Au ajuns până la ceasuri atomice, atom de cesiu și cât de exact trebuie să fie un ceas la femtosecundă, pentru că nu se numea femtosecundă. Femtosecundă. Am fost șocați, efectiv șocați de ce se întâmplă acolo. Și erau și ceasurile viitoare cu torium care au o precizie de 0,18 de 0 pe zi. Secundă. 1. La sfârșit, 18 de 0. Da, și acum, deci ăsta este muzeul lor. Muzeul Ceasul Nicăriei este sub noi și puțin în față. Iar acesta este muzeul de istorie. Continuăm cu el. Succes! Așadar, Leopold Robert a fost un pictor șofonier. Etajul 3 din Muzeul Istoriei este dedicat fotografului fotografului explorator și medic Jules Jacques Guillermot, un șofonier care a explorat toată lumea și a făcut poze peste tot. Da, între 1880-90 și 1900. De exemplu, astea sunt poze. Asta e poza cu mama lui. În 1900, fix. Și a explorat foarte mult Himalaya. Și astea sunt zonele unde a fost. Așa arăta el. Și acestea sunt... Astea sunt expozițiile lui. Și Adina l-a înjurat cu aici că era foarte bogat la vreme. Și e adevărat. Păi tatălui, pictura a fost făcută de tatălui, mama lui m-a arătat-o. El mergea cu valiza, aia ca să... Tatălui l-a pictat pe el când era mic, așa. Și cu valiza asta mergea el în expediții, da, pentru cazul în care avea soareuri. Da. Și avea numeraș în valiză și avea costum făcut în locul de costumierul lui. Și ce a inventat lui el... Sunt aceste fotografii stereoscopice. Sunt fotografii developate în dublu. De fapt, erau fotografiate direct în dublu. Și erau niște dispozitive speciale care, prin care te uitai și le vedeai 3D. Pe baza studiilor lor au fost cartografiate
topografiate chiar hărțile de către verdei lui. Aceasta este camera pe care o purta el pe munții din Himalaya. Ba nu, asta e o lanternă de la muzeu. Da? Care să-l ajute să proiecteze imaginele, uite. Da, și camera care acum? Păi era jos, cred. Sau aici, uite cum aici este. Este? Da, uite, asta nu-i aici. Încă? Asta a zis că este. A fost un muzeu despre istoria orașului Nașotfong, despre acel explorator, despre toate personalitățile din oraș, adică toate străzile pe care mergem noi. Orașul s-a format în 1880. Ai zis ce înseamnă numele? Zi tu. Sho înseamnă munte de piatră. Înălțime. Înălțime pietruită. Da, ceva de genul. Ceva. Și fun devine fons, înseamnă sursă. Da. Deci sursă de piatră de munte. Da, dar scria că sursa ar veni de la locuitorii din Val de Traver care au venit aici și au populat și ei sunt locuitorii sursă, ca și cum. Ei sunt sursa. Așa, și era un sat, localitatea era un sat și s-a transformat în oraș în 1880, când au început să facă ceasuri aici. Și încă e nebunie cu treaba asta. Și acum continuăm cu muzeul de artă. Cum ți se pare? Tu pe un scaun ești mai artă decât ce văd aici. Este multă artă modernă în acest muzeu. Atât am de spus. O să vă arăt un tablou. Ce a vrut să spună autorul? Iar aici este o rolă de hârtie igienică pentru că cineva a desenat. Adina s-a spălat pe față și a uitat aici pe flopul. Este arta, dar scuze. Și acolo e un papagal care vorbește. Arta. Dar toată lumea s-a prosoape aruncate pentru tine, asta înseamnă arta. Toată lumea s-a strâns acolo, acolo e șmecherie, ai văzut? Ciudat. Wow. Șarpele. Se mișcă. Nu se mișcă. Ba da, se mișcă. Oh, nu. Se mișcă. Suntem în muzeul islamului. Ascultam chestii despre cultura islamică. Și e super bine făcut.
A fost interactiv, dar n-a avut piese de muzeu, ci povești, atât. La mai multe lucruri, mă așteptam, da, să văd cămile, ceaiul lor, nu știu, ceainicele alea, mă rog. Muzeul Civilizației Islamice. Am ajuns la Muzeul Țăranului Elvețian. Și în stânga este centrul de vaccinare. Nu se vede foarte bine. Urmează să mă vaccinez săptămâna viitoare. Da, da, știu. Astea-s lumânărele? Da. Ce drăguț, vezi, ne așteptau. O casă elvețiană de la țară care găzduiește două familii. Diferența este foarte mare față de bojduca lui Ion Creangă. Ai fost în sufragerie? Sau ce era aia? Care? Zici tu, față de boș de uca lui Ion Creangă? Vezi diferență? Și aici oamenii munceau pe câmp și aici oamenii aveau activități similare, dar uite ce condiții. Și uite, asta pare săracă, gen. Asta e de acum. Mă rog, din 90 și... Sobele, ce mișcăs. Ai văzut că stăteau câte două familii. Am ajuns în hambar. Acolo este o expoziție tot de artă modernă cu multe haine. Căci că se aruncă prea multe haine. Uite, caricior, nu, leagăn, sau ce n-ai văzut? Nu-i leagăn? Nu, nu cred, cred că e un instrument ceva. Muzeul reprezintă o fermă din secolul 17 de vin din La Chaux-de-Fonds și este o fermă care găzduia două familii, are și o cameră de ceasornicar, ceea ce înseamnă că încă de pe vremea aceea existau ceasornicare aici în oraș. Foarte frumoasă.